Astăzi doresc să urez și eu în avans la mulți ani România, la mulți ani tuturor celor care serbează ziua de naștere a statului român. Eu personal am un dublu motiv de bucurie, pentru că de 1 decembrie serbez atât ziua națională, cât și nașterea băiatului meu, Mihai, care anul acesta, de 1 decembrie, împlinește 20 de ani. O cifră rotundă, generațională, aș spune. De asta îmi cer scuze celor care m-au invitat să particip la diverse reuniuni, simpozioane, sindrofii și manifestări de 1 decembrie și nu le-am dat curs. Să știți că acesta este motivul. Motivul este că în fiecare an, 1 decembrie, îl serbez în familie și nu am niciun motiv ca anul acesta să fac vreo excepție. Așa, privind retrospectiv, după atâtea și atâtea sărbătoriri a acestui 1 decembrie, evident că este un moment în care conștiința națională ar trebui să fie la cote maxime, această conștiință a identității noastre ca popor, că facem parte din acest suflet mare numit sufletul neamului românesc. Înainte de toate, suntem un suflet împreună, un suflet comun și mai puțin o țară în sensul acesta al unui areal geografic, istoric. Însă, ca și suflet, avem parte de ceea ce un gânditor francez spunea: sunt om și nimic din ceea ce este omenesc nu mi este străin. În cazul nostru suntem oameni, iar acest suflet este un suflet uman, un suflet făcut din milioanele de suflete ale românilor de pretutindeni și nimic din ceea ce este omenesc nu ne este străin. Suntem și buni, suntem și răi, suntem și proști, suntem și deștepți, suntem și slabi, suntem și puternici, suntem și curajoși, suntem și lași. Avem absolut toate valențele și formele manifestării umane înglobate în acest spirit. Întrebarea și îngrijorarea este: în ce proporție? În ce proporție? Dacă mergem în sus sau mergem în jos? Dacă avem o speranță legitimă către viitor? Sau suntem condamnați la decădere, la dispariție? Generațiile din urmă ne-au lăsat această moștenire a unei țări bogate, apărate cu sângele, cu sudoarea, construite cu sânge și sudoarea și munca a 2000 de ani de români, de generații. Da? Din acest pământ au ieșit sute de mii de tone de aur. Din acest pământ a fost hrănită Europa. Din acest pământ foarte multe țări și-au adunat bogăția și și-au construit civilizațiile pe care astăzi tronează și de care se mândresc. România trebuie privită din foarte multe perspective și niciodată să nu pierdem această capacitate de a privi din multe perspective. România este și o colonie, România este și o regină a Europei, România este și, cum se spunea, știți, și roabă și doamnă. Este România și grădina Maicii Domnului, este și terenul râvnit de foarte mulți. România este astăzi una dintre cele mai importante țări din Europa datorită așezării ei geografice la marginea unui conflict care, din fericire, până acum n-a atins-o. Acest conflict militar dintre Occident și Rusia și vest și estul continentului. Din fericire, românii nu dau dovadă de caracterul belicos al ucrainienilor, care iată că acum i-a dus către pieire. Avem acea blândețe proverbială și bunătate învecinată cu prostia de multe ori. Caracterul
sufletului național românesc a fost clădit prin experiența generațională a înaintașilor noștri, care nu poate fi negată această experiență, nu poate fi contrazisă, nu poate fi condamnată, pentru că nimeni nu poate judeca din perspectivă istorică deciziile anumitor oameni, în special deciziile politice ale unor lideri, fără să cunoască pe deplin întregul context în care acestea au avut loc. Cu alte cuvinte, trăim într-o Românie care este cea mai bună dintre toate Româniile posibile. Este singura pe care o avem. Este România care are și borfași, are și eroi. Este România care are și imbecili, dar are și genii. Este o Românie pe care uneori o blamăm, însă de foarte multe ori și întotdeauna va trebui să o iubim. Pentru că este a noastră. O Românie pe care nu trebuie să o uităm, nu trebuie să o pierdem și nu trebuie în niciun caz să o disprețuim. De fiecare dată când critic un aspect negativ al sufletului nostru național, nu o fac cu răutatea sau cu ironia pe care o face străinul care își râde de român, ci o fac cu durerea și dorința de educație, de îmbunătățire a spiritului acestui popor. Foarte mulți cad în acea extremă a hiperbolizării calităților poporului nostru, a mitizării, nu știu care ar fi termenul corect, idealizării, cred că este cel mai corect, idealizării spiritului acestui popor, evitând angoasele care provin din căderile noastre. Iar asta este un lucru rău, pentru că dacă uităm să fim realiști, nu putem efectua niciun demers care să atingă baza acestui popor. Să nu uităm că chiar și cei mai răi și cei mai proști dintre noi sunt tot ai noștri. Și avem datoria sacră de a iubi pe frații noștri la fel cum ne iubim pe noi înșine. E porunca Mântuitorului. Chiar și pe cei mai răi dintre noi. Și avem, dacă vorbim de iubire, iubirea fără fapte nu este iubire. Și atunci avem datoria nu doar să iubim, ci să-i ridicăm pe cei căzuți în leneveală, în prostie, în ignoranță, în incompetență, în răutate. În toate aceste lucruri care ne repugnă și care ne fac să suferim și să înjurăm România, să scuipăm de multe ori în urma noastră atunci când plecăm înlăcrimați din țara asta, care spunem noi că nu ne oferă nimic. Această percepție subiectivă a fiecăruia dintre noi asupra României este, până la urmă, un moment în existența noastră, este o etapă. Iar viețile noastre sunt doar o etapă în curgerea prin timp a acestui neam. Repet, neam care este și ticălos, și eroic, și inteligent, și prost în același timp. Are toate aceste manifestări. Problema este că dacă noi nu ne vom replia, dacă nu vom avea această percepție asupra caracterului eroic al neamului nostru în istoria lui multimilenară, dacă nu ne vom lipi sufletul de gloria istoriei sale, vom sfârși prin a judeca părtinitor și temporar metehnele de moment ale unei generații, uitând faptul că ele sunt doar o mică diviziune în timpul istoric, în timpul geologic, în timpul acesta cosmic al existenței neamului românesc, și că niciodată nu trebuie să judeci o persoană sau un neam sau
un eveniment doar prin prisma unui singur segment, a unei singure etape. De asta vă rog să, ca în această zi națională să nu uitați să priviți în ansamblu neamul românesc, să priviți din perspectivă istorică neamul românesc și să-l iubiți ca atare, pentru că este unul dintre cele mai frumoase popoare, înzestrat cu cele mai multe calități și care are una dintre cele mai extraordinare istorii din lume. Istoria neamului românesc este o istorie de bază, o istorie aureolată de evenimente extraordinare, de bătălii glorioase în care voievozi cu armate de zeci de ori mai mici decât invadatorii reușeau să-i îngenuncheze pe aceia. Sunt episoade de bază, dacă am putea spune acest lucru. Da? Și acolo nu vorbim de armate organizate, vorbim de oameni luați de la sapă, de la plug, oameni care dădeau dovada tăriei lor prin această forță ancestrală a spiritului românesc, a genei noastre. Da? Dacă un român era în stare numeric să bată 5 turci, să știți că asta nu era o întâmplare, ci era un dat istoric, biologic, educațional, moral, cum vreți să-i spuneți. Însă era un avantaj pe care biologic și astăzi România l-a păstrat. Avem în continuare același sânge ne curge în vene. Și când vă spun lucrurile astea, vi le spun ca atunci când priviți la alții, atunci când vă mai comparați cu alții, să nu vă pierdeți mândria de a fi români, judecând doar după circumstanțele actuale nefavorabile prin care trăim, judecând doar aceste mici perioade de întunecare, de întuneric prin care trece națiunea română. Aceste perioade vor trece, dacă este voia lui Dumnezeu ca urmașii noștri să fie mai vrednici decât am fost noi, dacă rugăciunile părinților și bunicilor noștri și ale tuturor strămoșilor au fost ascultate, acest popor nu va pieri. Indiferent cât de letargici, cât de imbecili, cât de proști sunt conducătorii noștri de astăzi, indiferent cât de puternici sunt dușmanii noștri de astăzi, această speranță și încredere în viitor se bazează pe gloria și măreția trecutului. Dacă n-am fi avut acest trecut, poate că aș fi spus, da, din nimic, nimic răsare. Însă, întotdeauna din stejar, stejar răsare. Să țineți minte acest lucru, pentru că de asta spunea și Mihai Eminescu, la trecutul-ți mare, mare viitor. În poezia ce-ți doresc eu ție, dulce Românie. Așa că acest sentiment patriotic nu este o iluzie, cum spunea Lucian Boia, nu este un vestigiu al comunismului care a încercat să înseileze un naționalism hiperbolizat bazat pe niște fapte istorice inexistente. Nu. Este forța unui popor care într-adevăr a rezistat pe acest tărâm 2000 de ani. Dacă vă uitați în jur, o să vedeți destul de puține popoare în jurul nostru la fel de vechi ca poporul român. Bulgarii au venit târziu. Slavii la fel. Pecenegii, cumanii, cum au venit, au trecut, au fost asimilați. Turcii, tătarii, la fel. Gepizii, avarii, cât de departe vreți să mergem în urmă, da? Triburi au fost, au trecut, le-au rămas doar numele. Așa că astăzi, serbând România, serbăm o istorie multimilenară, serbăm existența unui suflet și continuitatea lui de limbă, de obiceiuri, de conștiință, de memorie colectivă
Și nu-l semnăm nici, nu-l serbăm nici pe Iohannis, nu serbăm nici furăciunile armatei americane, nu serbăm aceste lucruri, nu priviți la aceste răutăți. Aceștia sunt doar niște papagali, niște infecții care profită, se freacă de gloria aceasta eternă a poporului român, sperând că vor lua măcar o mică parte din strălucirea ei, că și-o vor însuși și prin asta vor deveni credibili și respectabili. Asta fac acești nenorociți care participă la aceste parade și se dau drept români când cântă imnul cu mâna la piept. Da? În realitate ei sunt doar accidente ale istoriei, poate că accidente necesare pentru ca noi să învățăm niște lecții în ceea ce privește alegerea conducătorilor și să dobândim acel discernământ în fața manipulărilor. Românul naiv, românul suav, cum îi spuneau cei de la... Era o melodie cu... acelor de la Dahut Justice, o formație care, din păcate, n-a mai cântat. Românul suav este un român istoric, un român de bază, de poveste, dar care influențează generațional peste timp, ca un arc peste timp, toate generațiile noi care vin aici, care se nasc în România. Îi influențează chiar și pe cei care vin să primească cetățenia română, care învață pentru examenul de cetățenie. Știți câți prieteni am care străini, care au venit doar cu papuci în picioare, refugiați în România și și-au făcut un trai, o viață aici. Cât de mult apreciază ei România, cât de mult o respectă odată ce au învățat și au cunoscut istoria, că au fost nevoiți să o învețe când au dat examenul de cetățenie. Cât de mult apreciază imnul național pe care l-au descoperit în România. Oamenii ăștia, pur și simplu, de foarte multe ori, trec prin acel proces specific celui care n-a avut niciodată ceva a lui și în momentul în care are un sentiment de satisfacție și recunoștință mai mare decât cel care s-a născut și a trăit toată viața în bunăstare și a avut. Așa sunt acești străini. Din multe puncte de vedere eu îi văd că apreciază cu ochi proaspeți și cu o însuflețire mult mai mare starea de a fi români decât românul care s-a născut ca român și a luat această calitate ca pe un lucru dat, ca pe o experiență din aceasta absolut firească. Pentru oamenii ăștia a fi român este un fapt excepțional. Dacă ați vedea, am câțiva prieteni iranieni cu ce plăcere vorbesc limba română și cu câtă mândrie se declară români, ați rămâne uluiți. Ați spune, bun, dar el este totuși dintr-o altă țară. Da, însă ei vor să-și crească copiii aici, ei vor să aibă această legătură cu România. Ei iubesc România într-un mod în care noi am uitat să o facem de multe ori. Gândiți-vă la asta. Pentru că asta a fost comun cu toți cei care au venit aici călători, cum spuneam, dar doar cu papuci în mână, că au fost multe. Goții, hunii, avarii, gepizii, pecenegii, cumanii, da? Toți au venit și au trecut prin zona asta. Și unii care au rămas îndrăgostiți de România și această dragoste i-a transformat în români. Suntem români atâta timp cât manifestăm dragoste față de această țară, față de ce înseamnă ea, limba, tradițiile, obiceiurile, spiritul ei, da? Și ne îndepărtăm de ea și încetăm să mai fim români atunci când nu o mai iubim.